O nouă zi, o nouă dimineață, tot aici la Alice mă aflu, deoarece Alice m-a primit la ea în casă, într-un final, adică prima oară eu credeam că face mișto, știți că Alice ieri prima oară mă lua la mișto, nu știu, făcea toate chestiile astea posibile și nu m-ar fi lăsat în casă, dar într-un final vedem că m-a lăsat în casă și doar mă testa, ce bine că mă testa, iar astăzi eu vreau să fac în felul următor, vreau să enervez timp de 24 de ore toată ziua, în așa fel încât să mă dea și pe mine afară din casă, totuși că oricum, știți că Darksel, adică nu m-a dat Darksel afară din casă, ăsta este un experiment și vreau să văd totuși dacă o să mă suporte Alice în continuare, dacă mă mai ține în casă sau dacă mă dă afară. În primul rând, acum trebuie să mergem repede la ea să vedem ce face. Ok, nu e pe aici, trebuie să mergem sus, probabil e la ea în cameră, nu știu, cred că tot la calculator, nu știu ce face, așa ceva. Ce face Alice aici? Bună, uite, construiam, am aranjat și eu pe aici camera, știi? Construiai, aranjai camera, păi, dar te-ai apucat de construcție? Nu mai, văd că nu mai e ursulețul, la unde ți-ai dispărut ursulețul? Nu mai ai nevoie de el? Ba, eu am foarte mare nevoie de el, dar să zicem că Darusel... deci Darusel ți-a furat ursulețul, să înțeleg, nu? Exact, ai văzut, dar să iei unii simți pe bune, adică ai văzut, mă dai și pe mine afară din casă, acum trebuie să stau cu tine. Nu știu cât de mult îți convine ție, sincer, adică am ce mai serios, să-ți convine așa că stau cu tine sau? Da, îmi convine. În fine, mă, Alice, bă, Alice, ce să zic și eu, așa, de prima oară, lasă-mi și pe mine, mă joc și la tine pe calculator aici, foarte frumos, vreau să mă joc aici. Lasă-mă să mă joc eu. Bă, ia stai așa. Tu dacă vrei te duci la ăla de jos. Nu aici, pe ăsta e meu. Eu vreau să mă duc pe ăsta. Du-te la ăla de jos. Ce, e casa ta. Nu poți să te joci tu pe ăla, eu nu știu să umblu pe ăla. E cu ăla de machiaj. Aici trebuie să stau eu, că tu acolo ai machiaj, ai toate alea. Ce mă lași pe mine? Bine, lasă că mă duc să distrug machiajul. Mă duc acum să distrug machiajul. În momentul am pe vedem că s-a supărat atât de cât așa. Ce? Tu lași să stăm pace. Nici nu te apropii de el. Atunci stai tu aici. Lasă-mă pe mine. Păi și tu de ce mă pui aici? De puțin, ai cuțitele astea aici, vrei să mă așez în ele, nu? Ia le dai aici, ce-mi pui tu aici toate cuțitele astea? Malis, tu nu știi să găzdești o persoană la tine acasă, nu știi să ai... Dar cu cos mai ești, mă, erau puse și ele acolo să fie. Da, și eu să-mi calc pe ele, așa joacă-te tu aici, lasă-mi să mă duc eu sus la tine în camera, acolo mă joc frumos pe calculator. Adică? Foarte, foarte bine, mamă, cât de tare aici, pe care... mă, lasă-mă în pace, bine, gata, mă duc, atunci mă duc să-ți fur din mâncare de acolo, din frigider. Bă, dar chiar mă, este, mă, tu parcă aveai frigider sau nu mai aveai, că ieri parcă zicei că nu mai ai frigider, ia stai să mă uit eu. Alice, ce ăsta aici? Ia spune tu, ai zis cumva ieri că nu mai e frigider, ce se întâmplă? Nu că am zis așa, știi, că a fost atunci petrecerea cu familia, știi, și l-am luat, că ei sunt mâncăcioși. Ei sunt mâncăcioși, ok, și tu nu prea ești să vede, adică pe mâine, acum ia stai să mă duc și mamă, toate lucrurile astea cât de bine arată pe aici, mamă, am luat tot din frigider, Alice, mă mănânc și eu, mă servesc aici, m-am pus la masă foarte, foarte frumos și mănânc acum. Cine ți-a dat voi? Ce vrei și tu? Ia și tu o felie de pizza și atât, gata, eu mănânc toate astea de pe aici, mă, ce fai, mă, unde mă pui, mă, ce, nu mai fă așa, că nu uita că e casa mea. Da, păi și dacă e casa ta, ce, eu nu pot să mă hrănesc, că nu ți-am luat eu casa asta sau ce, e casa cumpărată e de tine sau de mine? Bă, e a mea, dar e a mea, eu am cumpărat tot din frigider, dar tu nu, tu pune înapoi. Păi eu ți-am cumpărat casa, acum eu îți mănânc mâncare, am cumpărat-o de tine, practic, iau, de ce bine, gata, ia toată mâncarea asta înapoi, că deja mă enervez, Alice, adică, pe bune, ce înseamnă asta, Alice, gata, ce, ia mâncarea înapoi, gata, că mă, ce enervez, ia-ți și ăstea, ia-ți tot, ce mai stai eu de... Acum pune și așează-le acolo, în fine, mă duc și eu să mă joc pe calculator, acum să... Mă, vedem că am trollat-o cât așa, s-a enervat, dar trebuie să mergem cu ea și pe afară să-i facem mai multe chestii, că totuși momentan, nu știu, dar, mamă, trebuie să iau repede, mamă, dar nu știu unde are discul, nu știu unde are discul, are pe aici, nu are, vreau să-i bag muzică pe ăsta, mă, ia stai să mă uit eu pe aici, pe unde, oare are ea printr-un chest ceva muzică, stai puțin, că știu ce avea aici, ia stai puțin, că mă leg eu de treaba asta, că a scris aici, ce mai fraier oameni, dar Darksel 2012, asta să zicem că poate ar fi adevărat, Rafael Gărici, odată, cei care nu dau like și subscribe, asta chiar e adevărat, asta adică pe bune, cine nu dă like și subscribe are dreptate, Alice. Ia fi atentă că vreau să-mi spun și eu ceva. Ce stai aici la frigider, gata, nu ți-ai pus astea înăuntru? Bă, dar tu nu vezi, mă, că mi-ai dat toate astea să le pun, dar durează o grămadă să le pun. Ce te apucă? Lasă, mă duc eu sus așa foarte frumos. Acum stați puțin, trebuie să caut, bă, dar unde are, mă, ia toate astea? Vreau să mă duc. Ce faci, Alice? Ai băgat toate alea, gata? Mă, păi, gata, le-am închis, le-am înghesuit. Gata. Bă, ce e ăsta? De când e ăsta aici, Alice? Mă, ce? Bă, ce? Dă-mi la puțin. Alice, dă discul ăla. Că mai întâi trebuie să spargem asta. Alice, dă-mi discul ăla puțin, că vreau să încerc ceva, așa. Acum, foarte frumos, gata, m-am dus pe muzică să trăiesc pe toată lumea, Alice. Acum mă duc foarte frumos, uite, pac muzica aici, totul, toate minunate, uite aici, petrecere, Alice, îți place? De fapt, asta chiar îmi place, muzica preferată. Ok, deci dacă îți place, bă, eu am zis că trebuie să o enervez, dar de fapt
fapt ei îi place. Am înțeles ce se întâmplă acum. Da, Alex. Ce? Ce, Alex, n-ai observat nimic? N-ai observat nimic acolo sus? Ce? Bă, ce-ai făcut, mă? N-am făcut nimic, Ce? N-ai nimic de observat, Alex. Ce? Nu e nimic. Ia uite, chiar nu e nimic. În momentul ăsta îmi dai, acum îmi dai ăla de muzică. Ce ăla de muzică? Uite discul, gata, ți-am dat discul, gata. Perfect. Așa. Nu discul, bă, aparatul de muzică. Pe ce aparat de muzică? Nu e la mine. Ce să fac eu? De cum să fie la mine? Rafael. Ce? E foarte bine ce se întâmplă când mai e de bine, gata. Deci te enervezi. Ok. Mă, e bine că s-a enervat acum. Stai puțin. Alice, fii atent. Hai să mergem și noi, să plecăm aici. Hai să vedem, să mergem puțin pe la tare, să vedem ce facem. O să ne luăm așa de el, că până la urmă te iei de el, mă, că mă lasă pe mine pe aici singur, nu mă mai lasă în casă. Hai peste el. Ia, mă, dar cine te crezi, bă? Ok. Uitați-vă puțin la Alice. Deci eu nu înțeleg ce face. Sincer, la modul cel mai serios acum merg. Mă, Alice, așteaptă-mă și pe mine. Mă, ce faci? Ok, deci Alice se pare că mă enervează pe mine. Nu enervez eu pe Alice. Se pare că astăzi ea mă enervează pe mine. Hai să vedem. Bă, dar unde s-a dus, mă, Alice? Bă, s-a dus prin spate. Ok. Bă, dar sele, ia vino mă puțin. Vino puțin așa să-ți arăt și eu ceva. Mă, unde ești? Ia zi mai rapid, că acum vin și-ți dau două peste cap. Mă, s-a enervat Alice. Mă, de ce gata, dar zile. Bă, unde e mă ăsta? Bă, dar sele, unde ești, mă? Bă, Alice, ăsta iar a plecat de acasă, mă. Nu-mi vine să cred așa ceva. Ah, pentru asta, Alice, mă ajungi pe mine să car astea de calculatorul și cu astea de aici? Mă ajuți? Da, te ajut, mai acuși. Ah, pe ajută-mă, vino, Alice, vino puțin, Alice, așteaptă. Bă, doamne, deci mă enervează pe mine, noi enervează pe ea, mă enervează ea pe mine. Ok, lasă că lasă-l acolo, că n-am ce să fac cu el. Bă, Alice, fii atentă, mă, ce faci, mă, aici? Ce faci, mă? Bă, ai furat cumva stalul, dar se le frigiderul? N-am văzut nimic. Ok, hai, Alice, să mergem pe undeva prin oraș, ia, vino cu mine, fii atent, Alice, fii atentă, deci vreau să... Ok, unde e mașina ta? Ia, stai, bă, ia lasă-mă pe mine, ia să-mi lasă-mă pe mine să conduc eu mașina ta, mă. Ia, dă-te, mă, la o parte, Alice, ia, lasă-mă pe mine, să-ți arăt o schemă. Și tu, hai, mai rapid. Bă, lasă-mă pe mine să conduc eu mașina, să te duc într-un loc secret, Alex, să te duc într-un loc șmecher. Așa, fii atent, hai, urcă că plec, Alex. Așa, fii atent, Alex. Am o surpriză pentru tine, Alex. Închide ochii. Poți să închizi ochii? Ia că mă uit la tine. Poți să închizi ochii? Închide ochii. Uite-te în jos. Așa, uite-te în jos. Mama, acum o să vreau să iarăg mașina înapoi, să nu-i dea seama. Așa, Alex, gata, te uiți în jos, gata? Da, eu mă uit în jos. De ce? Te uiți în jos? Da, ești pregătită? Zi dacă ești pregătită. 3, 2, 1 și. Mamă, stai. Ce, nimic, nu. Doamne, ce prost am. Ai vrut să-mi arunci mașina, da? Ce? N-am vrut să-ți arunc nimic, Alice, unde mi-e mașina? Da, uitați-vă puțin. Deci, eu vreau să enervez pe Alice pentru 24 de ore astăzi, dar se pare că eu mă enervez singur, practic, până la urmă. Adică mă enervează și ea, mă enervez și eu singur, pentru că nu-mi iese absolut nimic. Nici nu știu unde s-a dus acum, sincer, nu știu ce să mai fac. După unde mai era chestii de-astea, vreau să iau niște chestii, să punem aici, să se blocheze. Bă, dar n-am nimic prin inventar. Nu, n-am nimic să închid. Ok, Alice, unde mi-e mașina? Să zicem că am abandonat-o pe autostradă. Ah, ok, bine, Alice, perfect, așa. Acum fii atentă, vreau să mergem undeva. Ce? Bă. Nu, n-am făcut nimic, vină, hai să ne jucăm pe calculator, vină după mine. Ce? Rafael, ce? Acum mi-o dai, acum! Ce să-ți dau? Mașina mi-o dai în momentul ăsta! Pe ce crezi, că am eu super puteri să iau mașina, să o bag în buzunar sau ce? Aolo, bine, mă, Alice, ia mașina, înapoi m-ai prins, gata, pune acolo, bă, nu-mi vine să cred, bă, nu pot să fac nimic, bă, da, e bine că se enervează totuși, e bine că se enervează, mă mai enervez și eu pentru că nu-mi ies toate chestiile pe care vreau să le fac, dar se enervează și acum mă duc repede aici la ea pe calculator, o să stau aici pe calculator, poate o să vină ea aici să vedem ce o să-mi zică când ajung eu aici, să vedem, poate pune alea pe acolo, nu știu ce face, așa, mă juc aici, dai, Ioane, hai, Ioane, bă, dar Darusel, să nu-l mai lași pe Darusel, așa, foarte bine, mă, ce faci, mă, mi-e scaunul de sub picioare? Păi da, bă, dacă ești ultimul de simțit, îmi fii așa și intri peste mine, cum adică? Cum adică am intrat peste tine? Că tu erai, eu eram aici, tu erai afară cu mașina, că ai zis că ți-am furat mașina, ce e vina mea? Mă, păi da, și mi-ai dat voie să-ți joci aici? A, păi cum adică să-ți dau eu ție voie? Păi nu te jucai tu, mă joc eu, da, clar, mă joc eu, nu trebuie să-ți dau... Păi da, ce mai vrei? Stai jos, cum adică, nu te pui tu așa, hai să mergem de aici, hai, gata. Unde vrei să mă duci, Alex, unde vrei să mă duci? Mergem afară, mergem în parc, unde vrei să mergem, la mall, unde mergem? Mergem la parcul de distracție, unde vrei să mă duci? Mă, păi mergem unde vrei, nu contează. Ah, ok, mergem unde vreau eu, perfect, așa, urcă, așa, bravo, merg, mă duc peste tot, Alice, te duc pe aici, bă, Alice, spune-mi unde vrei tu să mergem, că fix acolo nu o să mergem, adică nu o să vreau să merg după tine, pentru că tu nu știi niciun loc, Alice, tu habar n-ai de absolut nimic, Alice, pe bune, tu crezi că... Da, Alice... bine, vreau să nu mergem la mall, te rog eu mult. Ah, nu vrei să mergi la mall? Bine, înseamnă că atunci... Ah, nu, tu faci niște scheme, tu vrei să mergi de fapt la mall, așa că nu o să te duc la mall, fii atentă, vreau să te duc
într-un loc unde mă jucam cu Daruse la bowling. Vreau să ne jucăm bowling. Bă, alo, bă, ce fai, mă? Ok, ok, mă duc să-ți arunc mașina în apă. Mă duc să-ți arunc mașina în apă, foarte frumos pe aici. Mă duc așa. Bă, da, aia vine după mine. Mă, ce faci? Mă, ce faci? Bă, alo, alo, nu furau mașina la oameni. Uitați-vă puțin la Alex. Adică, nu, eu vreau să o enervez, dar să pare că nu pot să fac absolut nimic, sincer. Da, trebuie să mă duc după ea. Mă, Alex, așteaptă, urcă sus, Alex. Alex, nu te duci. Alex, mă, ce faci? Mă, ce? Alex, bă, Alex, ce e, mă, cu mașina oamenilor? Alex, ce? Poți să-mi spui mie ce e cu mașina oamenilor? Păi, dacă mă enervez, am furat o mașină și am aruncat-o în apă. Și asta basta. Dar n-ai fi așa nervos, Alex, că ce, bă, ce faci, mă, să arunci și ție mașina acum? Am înțeles, Alex. Bravo. A, intră cu, uitați, să prinzi la ea. Bă, eu nu înțeleg ce faci, sincer. Bă, dar am rămas aici. Mă, Alex, așteaptă-mă și pe mine, bă. Alex. Da, se pare că mă enervez singur. Așa, mă, Alex, gata, ai venit în sfârșit, credeam că mă lași pe mine aici. Hai să mergem, fii atentă. Știi unde e ăla de bowling? Vreau să ne jucăm bowling, Alex. Vreau să mă joc cu tine bowling. Fii atentă, fă dreapta. Uite acolo. Așa, lasă-mă pe mine să conduc. Foarte bine, uite aici e Alex. Bă, dar ce vă, mă, cu mașina săracului om, bă, Alex, nu se rușine așa puțin? Mă, pe bune, dacă le iau și pe astea. Wow, foarte amuzant ești tu, Alex. Poate ia și pe asta. Hai să ne jucăm bowling. Lasă toate prostiile astea pe aici, Alex. Nu mai fura mașinile. Ce le faci? Mă, ce e acolo? Mă, ce sunt? Alex, ce sunt astea? Sunt niște resturi, știi? Sunt niște resturi, niște cuțite, niște chestii. Ok, hai că le fur eu. Dar aici le fur repede, si le fur. Mă duc așa foarte frumos cu ele. Mă, Alex, bă, ce, bă, de unde ai, mă, toate astea aici, mă? Că nu vine să cred așa ceva, mă, Alex. Hai, mă, să ne jucăm, bă, unde? Ok, deci se pare că nici eu nu mai știu să mai fac aici chestiile astea. Mă, unde s-a dus, mă, Alex? Mă, deci mă enervează pe mine, sincer, la culme, mă. Alex, ce faci, mă? Bă, nu mai da, mă, de astea, Alex, nu strica astea. Alex, mă, ce faci? Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Da, bine. Bă, Alex, nu mai. Gata, Alex, strici astea pe aici, bă, bune, strici astea și după nu mai știm cum mai erau puse, Alex, și ne dau ăștia afară de pe tot, se dă din oraș, ne dau afară, Alex, nu le scoate, Alex, te rog eu, nu le. Mă, ce faci, mă? Gata, mă, Alex, fii atentă, nu mai lua astea, lasă-le acolo așa, bine că ai pus-o la înapoi. Fii atentă, vreau să ne jucăm bowling. Te-ai mai jucat în viața ta bowling? Păi, mama, știu să arunc în oameni, nu în popice. Bă, cum adică să arunc în oameni? Cu ce să arunc în oameni? Bă, Alex, ai nebune, fii atent, hai să cumpărăm de aici. Domnul, dați-ne și nouă niște mici de bowling, așa foarte frumos. Una de fiecare, de fapt, dați-ne două de fiecare. Deci fii atent, Alex. Am aici două pentru tine și două pentru mine și toate acestea, dar Alex, o să ne jucăm aici pe rând. Prima oară o să dau eu, Alex, și o să dau aici foarte frumos și să vedem. 3, 2, 1 și să vedem strike. Mai am două, Alex, ce părere ai? Nasol ești. Deci cum adică sunt nasol? Păi, bă, stai puțin că mai am eu, bă, nu, Alex, nu le pune tu. Lasă-o pe mine, să vedem. Opa, mai rămas una. Opa, mamă, Alex, ia să te văd că una a rămas. Ia să te văd pe tine acum, Alex, ia să te văd cât de bună ești tu, bine, că nu o să faci absolut nimic, sincer, dar asta e partea a doua. Ia să te vedem. 3, 2, 1. Alex, tu nu știi să dai cu. Stai, mă, joc eu aici, nu te joci tu. Tu mă enervezi până în ultimul hal. Păi, da, ok, deci s-a enervat, Alex, stai să mai dau asta aici. Mamă, strike, bă, gata, bine, nu strike, n-a fost din prima, dar bă, dar unde s-a dus, mă, Alex, mă? Bă, dar nu știe să se joace absolut nimic, nu știe să fac absolut. Bă, Alex, ok, deci Alex a plecat, trebuie să mă duc singur pe jos până acasă foarte, foarte tare. Adică, bine, să sperăm că nu mă dă afară din casă, adică, bine, poate m-ar da afară din casă, ar fi genial să mă dea pe mine afară din casă, pentru ca să vedem așa cât de mult mă suportă ea pe mine, cât de mult mă acceptă toate astea, pentru că eu până la urmă am acceptat-o cu Daruse la noi în casă, chiar dacă ne făcea toate chestiile de pe lume când s-a uitat după noi, ne spionea, făcea toate chestiile astea, dar chiar mă, vreau să spionez acum, că tot a venit vorba de spionat, vreau să mă duc acum repede acasă, vedeți că merg pe jos, mai am foarte mult, dar nu-i nimic, o să mă duc, o să spionez și să vedem ce o să fac Alex, dacă o să mă dea afară din casă sau nu. Aolo, s-a făcut și noaptea afară, uitați-vă puțin, cât am avut eu de mers pe jos, sincer, pentru că Alex m-a lăsat, ok, m-a lăsat, ia să zicem dacă totuși a ajuns acasă, adică nu cred că s-ar fi, da, deci a ajuns acasă, a lăsat mașina aici, este foarte, foarte bine, acum vreau să spionez, vreau să văd pe unde o fi, care e treaba cu ea, să vedem ce o să facă ea, ia să vedem oare e prin partea aceasta. Mă, uitați-vă la ea. Mamă, e la ea de machiaj, mă, ce faci, mă, Alex? Oare să ce, să pregătește să se întâlnească cu iubitul ei, da, mi-am să zic că acum o să iau. Vreau să o enervez foarte, foarte rău, vreau să fac mișto de ea. Deci mă duc acum repede înăuntru. La. O să mă duc acum repede să mă joc pe calculator aici sus pentru că Alex nu e acasă. Foarte, foarte bine. Mă joc foarte frumos aici. Tu de unde ai apărut, Alex? Mă, păi cum adică, mă, că am fost jos. Dar stai așa, e jos și tu în sfârșit acasă. Ia zi, ai mers pe jos, nu? Pe normal, mersi, Alex, că m-ai lăsat pe jos. Ia, du-te, mă, de aici, rămâi aici închis. Ok, ia să mă duc așa frumos. Mă, tu unde erai, mă, Alex? Da, chiar, bă, pe bune, Alex, unde erai tu? Mă, cum adică, bă, ești chiar aici eram. Era aici. Și tu ce faci aici, Alex? Ce faci și tu aici? Eu mă spălam. Te spălai la asta la machiaj. Deci te spălai, tu n-ai apă și te speli la bec, cum ar veni la lumina becului. Am înțeles, Alex, da, deci care este faza cu tine? Unde ai vreun drum în seara asta? Ce planuri ai tu de făcut? Bă, cum adică? Nu, n-am nimic acesta. Și tu te machiezi așa, nu
sau ce faci tu aici? Mă spălam. Ah, te spălai, nu? Aici te speli tu. Am înțeles, mă, Alice, tu te speli. Ia lasă omul asta. Lasă închis aici, Alice, că am nevoie de n-am nevoie de lumină aici prin casă. S-a făcut noapte, Alice. Mă, tu unde te duci, mă? Alice, eu sunt puțin. Ah, asta e puțin. Ia stai puțin, Alice. Tu cumva te duci la întâlnire cu băiatul acela David? Mă, cine e, mă, David, mă? Păi, dar cum adică cine e David? Că zice în continuu numele David. Da, David, prietenul ăla lui Darusel. Da, prietenul Darusel și prietenul tău, nu? Cum adică? Dar eu nici nu l-am întâlnit. Ah, ok. După du-te și întâlnește-l acum. Pleacă, du-te, du-te, Alex, că rămân eu acasă aici foarte, foarte frumos. Alex, gata, că mă și enervez, pe bune. Adică du-te, că... de aici, cum adică? Și de ce dai în mine, mă? Vezi, poate te dau afară și te duc la Tomberon acolo. Ah, mă lasă doar cu Tomberon, ok? De ce să-mi cumpăr acasă și tu mă lasă doar la Tomberon, ok? Păi, da, dacă mă enervezi atâta, bă, ia lasă-mă, hai, stai aici. Bine, gata, gata, te las, ok, mamă, s-a dus sus, mamă, este totul perfect. Vedem că, de fapt, nu m-a dat afară, am crezut chiar că mă dă afară. Ok, nu m-a dat afară, dar vreau să facem un fel următor. Vreau mai ales acum s-a făcut și noapte, vedem că ea pleacă de acasă. Nu știu unde să duce, că cred că s-o ce la întâlnire cu băiatul. Mă, ce, mă, ce cauți, mă, bă, Alice, ce faci aici? A, uita-se puțin la ea, care este faza, că ea nu înțeleg, mă, ia, nu, trebuie să afară din casă de aici, să vedem că vreau să vorbesc eu singur ca să nu mai aud Alice, pentru că fiți atenți. Acum s-a făcut noaptea, Alice, vrea să plece ea undeva, nu știu unde să se ducă, dar știți care este faza? Vreau ca data viitoare, mâine, să vedem într-un final, bă, trebuie să fac neapărat să mă dea afară din casă. Deci dacă nu mă dă afară din casă, eu practic nu mi-am îndeplinit challenge-ul. Bine, dacă mă tot ține, înseamnă că e o prietenă adevărată și indiferent de ce s-ar întâmpla, ea ar fi alături de mine, chiar dacă o enervez, chiar dacă toate astea. Dar scrieți voi acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice ma ce faci, Alice? Deci voi să scrieți acolo în comentarii tot ce vreți, iar eu acum am să mă ocup de Rafael. Da, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice mă va păstra la ea în casă sau dacă mă va da afară. Sincer, eu aș vrea într-un fel ambele, adică nu, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla și o să vedem în episodul următor. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.